Reprezentanții celor 27 de state care participă la summitul de la Sibiu au imortalizat această zi istorică în urmă cu puțin timp în piața mare din Sibiu printr-o fotografie și vedem imaginile. Acum premierii și președinții invitați la acest eveniment s-ar afla la un dejun de lucru. Discuțiile summitului informal se vor relua în mai bine de o oră. Robert Kiș este acolo și are mai multe informații. Robert, ce se întâmplă acum la Sibiu? Bun găsit! Dejun de lucru pentru șefii de stat și de guverne sunt în acest moment în Palatul Bruckenthal. Acolo are loc acest dejun. Programul este puțin decalat, aproximativ 20 de minute, jumătate de oră este decalat programul, tocmai pentru că au venit, iată, printre oameni cei care participă astăzi la summitul Uniunii Europene, summit informal de aici, de la Sibiu. Au făcut o baie de mulțime în frunte cu președintele României, Klaus Iohannis. Dacă pe președinte l-am mai văzut în astfel de ipostaze, iată, cred că este pentru prima dată când toți liderii participă la o astfel de mișcare, de imagine până la urmă. Au mers printre oameni, oamenii s-au bucurat că au venit atât de aproape de ei cei mai importanți lideri din Uniunea Europeană. Vă spuneam, în acest moment dejun de lucru în Palatul Bruckenthal, după care se vor muta din nou în sala dedicată acestei ședințe a Consiliului European. Vor începe practic atunci discuțiile pe acest draft de document care deja știm cum arată în linii mari, 10 puncte pe care ar urma să și le asume liderii Uniunii Europene într-o declarație pe care o vor adopta astăzi. Nu sunt decizii, însă sunt câteva linii pe care le au în vedere în legătură cu agenda pentru următorii 5 ani. Mulțumim foarte mult, a fost Robert Kiș. Vom reveni la Robert în momentul în care va avea mai multe informații. Liderii europeni vor adopta în cadrul așadar acestui summit acea declarație comună despre viitorul Europei.